Odată cu finalizarea acestui proiect de asfaltare a peste 7 km de drumuri, la Șirineasa nu se încheie investițiile pe infrastructură rutieră. Primarul Ion Străinu a spus că încă mai sunt multe drumuri și ulițe sătești care trebuie să intre într-un proces de modernizare. Acesta se ocupă deja de întocmirea unui nou proiect pentru asfaltarea peste 10 km de drumuri și ulițe sătești. Da, având în vedere că înainte de alegeri, în timpul campaniei, eu am blocat lucrările. Aveam în derulare proiectul acela cu 7 km și 18 de asfalt, drumuri comunale și sătești. Imediat după alegeri, până în investire, am luat legătura cu constructorul și am început lucrările. Și spre bucuria mea și a cetățenilor din comună, suntem aproape de final. Mai avem o porțiune de undeva la 700 de metri pe DC-118, porțiunea dintre, cuprinsă între râul Uncavăț și torentul Matca Văii Alunișului, în care infrastructura este făcută, urmează să punem statul de asfalt săptămâna viitoare. Și mai avem ulița Lungan-Coman, pe care de asemenea e făcută infrastructura, urmează să punem asfaltul. În rest, tot ce am avut din cei 7 km, i-am făcut. Mai avem porțiuni de rigole, porțiuni de finisaj, din astea mărunte. Deci, acest proiect am reușit să-l închei într-un timp foarte scurt. În momentul când eu am rămas interimar, anul trecut în 8 iunie, deci acum un an și o lună, proiectul era undeva la 30-32%, dar executat, dar neplătit, pentru că am rămas atunci cu o datorie de aproape 7 miliarde. Am plătit datoria, guvernul Ponta la timpul respectiv până să se întâmple evenimentul care a avut loc atunci la colectiv, ne-a alocat bani, am fost chemat, am semnat contractul, ni s-au alocat 36 de miliarde, în care la timpul respectiv ni s-a spus cum faceți lucrări, așa veți primi banii. Și ne-am zbătut să facem lucrări ca să putem plăti, să avem ce depune la minister pentru a aduce banii, a ne fi virați banii către constructor. Am colaborat foarte bine cu constructorul, proiectul e aproape gata. V-am zis, săptămâna viitoare se vor încheia cei 7 km și 18 metri de asfalt. Eu continui pentru că, de exemplu, pe DC-118, el are continuitate pe un drum de Tarla și vă dați seama, dacă am asfaltat ce e drum comunal și îl las pe celălalt așa, continuarea lui, îl las așa, vor ieși utilaje cu noroi și va trebui să iau măsuri să-l, prin buget local, să-l pietruiesc cel puțin, să fac rigole de pământ pentru preluarea apelor ca să arate drum, să nu avem probleme cu ceea ce facem. Ion Străinu pregătește o nouă investiție pentru asfaltarea alți 10 km de drumuri.